Polițiștii de frontieră suceveni au confiscat în primele două zile ale săptămânii curente aproximativ 15.000 de pachete de țigări în valoare de peste 172.000 de lei. De asemenea, a fost indisponibilizat și un autoturism folosit la activitatea infracțională în valoare de 20.000 de lei. Astfel, luni, 5 aprilie, polițiștii de frontieră de la sectorul Poliției de Frontieră Izvoarele Sucevei au observat un grup de persoane care transporta dinspre frontiera de stat către localitatea Ghicea mai multe colete voluminoase. Întrucât persoanele în cauză nu s-au supus somațiilor legale prin voce, polițiștii de frontieră au tras două focuri de avertisment în plan vertical, însă nici de această dată cei în cauză nu s-au oprit și au fugit către teritoriul statului vecin. La fața locului au fost descoperite 5 colete care au fost transportate la sediul sectorului, unde, în urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 4.980 de pachete cu țigări, în valoare de peste 58.000 de lei. În aceeași zi, polițiștii de frontieră de la sectorul Brodina au descoperit în apropierea frontierei de stat, pe direcția localității Ulma, mai multe colete cu țigarete care conțineau cantitatea de 1.840 de pachete, în valoare totală de 21.528 de lei. De asemenea, polițiștii de frontieră din cadrul SPF Brodina au descoperit marți 6 aprilie într-un autoturism aproximativ 8.000 de pachete cu țigări în valoare de peste 92.000 de lei provenite din contrabandă. După aproximativ 4 km de urmărire, autoturismul a fost descoperit abandonat pe un drum forestier, iar în interiorul acestuia au fost descoperite mai multe colete cu țigări. Autovehiculul în cauză și coletele cu țigări au fost aduse la sediul instituției, unde în urma inventarierii a rezultat cantitatea de 7.939 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană în valoare de peste 92.000 de lei. Țigările au fost ridicate în vederea confiscării, iar autoturismul folosit la activitatea infracțională în valoare de 20.000 de lei a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor. În toate cele trei cazuri se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, precum și pentru depistarea tuturor persoanelor implicate.